Întoarce la Rei Dabuni. Mamă, ce crezi are Davis? Iar Davis e pe post de supererou în această seară. Cu toții suntem super. Ce asta? Salut, bine ai venit. Noroc, să rămână Adela, să rămână Cristina. Bine v-am găsit. A, și astea sunt tot pentru mine? Pentru fetele tale. Pentru fetele mele. Mai bine zis. Au plecat la bunici în vacanță, dar le trimit prin curier. Abia aștept să aflu povestea acestor păpuși. Totul este mov, e foarte foarte pe mov. Știu, mov este culoarea internațională a epilepsiei. Iar mâine este ziua internațională a sindromului Dravet și noi i-am dat deja în mod. Pe 23 iunie, da. De aia avem lansarea și de aia suntem deja mov ca să fim pregătiți pentru mâine. Să dar David se pare într-o super formă. A fost puțin supărat pentru că i-am pierdut pelerina de super erou, dar i-am promis că până mâine... Trebuia să fii și cu o pelerină. Da, păi păpușa este făcută după chipul și asemănarea lui și trebuia să... Pe vremea când avea părul lung, nu creastă. Tu ești... Da, acum îmi dau seama. Deci, ăsta ești tu, Davis? Wow, foarte tare. Să ai o păpușă cu tine, mi se pare foarte tare. Că pe bune dar să ai mai multe. Dar să ai mai multe. Nu, dar să fie o grămadă de copii în țara asta care o să aibă păpuși. Da, bine, noi ne dorim ca fiecare copil care intră în posesia acestei păpuși să aibă, de obicei păpușile astea sunt făcute pentru copii speciali. Și ne dorim ca această păpușă să fie prietenul ăla care îl iubește necondiționat și alături mereu și supereroul care atunci când copilul are o zi proastă să-i dea putere și energie ca să poată să fie ok. Davis are super multă energie, mai ales acum că e în vacanță. Noi nu suntem în vacanță. Nu ești în vacanță? În august, de-abia luăm vacanță. Abia în august. Atunci nu mai vorbesc despre vacanță. Voi două, Cristina și Adel, v-ați cunoscut într-un moment foarte greu și destul de complicat al luptei voastre cu sistemul, cu statul român, cu... toată birocrația și așa mai departe. Ați făcut frigul prin față pe la minister. Cu folos, da. Cu folos l-am făcut. Voi chiar ați schimbat ceva. Da, vezi, dacă n-avem joburi, dacă stăm pe la ministere. Păi, dar ce job mai mișto e ăsta decât ăsta de mamă? Așa zic și eu. Eu sunt și o ONG-istă. Tu ești și o ONG, iartă-mă. Tu încă nu te-ai înrolat, nu? Nu, dar nici nu mai încumet, pentru că uite ce se întâmplă acum cu... Nu? Cum? Dar nu ești subiectul serii, așa că... Ce a unit prietenia voastră? Că voi mai întâi ați fost luptătoare într-o... Faptul că vorbim aceeași limbă și că ne-am dat seama că vorba cânte cu ne gândim la fel, simțim la fel. Nu se poate ca un părinte de copil tipic să cunoască vreodată prin ceea ce trece un părinte de copil special, oricât ar empatiza, nu are cum. Și de aceea, normal că mă simt înțeleasă cel mai bine de ea și ea de mine, sper. Știi că la asta mă gândeam și eu inițial. Măi, nimeni nu te înțelege mai bine decât cel care trece prin... Da, greutăți, și avem prieteni care poveri. Foarte mult, adică ne susține, sunt alături, încearcă să înțeleagă, dar n-au cum, pur și simplu. E prea mult. E complicat. Pentru un părinte care vine din lumea tipică, a copilului tipic, e prea mult să îl încarci cu problemele tale, cu poverile tale, adică la un moment dat nu mai face față și e absolut normal, adică nu poți să-i judeci sau să-i condamn. Dar bănuiesc că și voi aveți momente când nu mai faceți față. Da. Da. Și ce faceți când nu mai puteți face față? Respirăm. Eu, personal, mai am niște mantre, am niște muzici, să le spun așa, niște frecvențe pe care le pun în casă, de liniștire, okay. De... Da, astea indiene, bramă. Deci tot muzica e o terapie. Pentru mine, da. Adică pentru mine, e foarte clar, acum că spui chestia asta, mi-am dat seama că folosesc muzica și ca terapie. Uh-huh. Deci da, acum și o să folosesc și ca hrană. Mai am doar puțin. În afară de asta, întotdeauna încerc să-mi controlez nervii, pentru că uneori răbdarea ia sfârșit și în cazul copilor tipici, dar rămite, uite, ești atât de gemene. Acum, cred că rezonez foarte bine cu ce înseamnă un cuplu pus pe șotii. Uh-huh. Și noi suntem exact la vârsta la care l-am luat pe nou în brațe și refuzăm orice. Adică aproape de 4 ani. Așa că... Da, aveți momente când vă sunați una pe alta? Da, Adela, astăzi nu mai pot. Astăzi Cristina... am...
Astăzi când am ieșit din comisie, pentru că noi astăzi am avut și comisia prin care trebuie să dovedesc anual că David nu s-a făcut bine. Da, și când am ieșit din... Da, trebuie să mă duc să dau cu subsemnatul că David nici anul acesta nu s-a făcut bine de o boală incurabilă. Și când am ieșit și am tras o gură de aer, am stat-o pe Cristina. Ca să te descarci. Ca să mă descarc și ca să mă încarc în același timp. Tu ai momente când o să pentru că știe cine poate să înțeleagă exact că și noi suntem cu dosarul pe rol acum, în perioada asta, și urmăm noi. Dar nu înțeleg, adică statului român trebuie să-i demonstreze în fiecare an că o boală incurabilă nu a fost tratată în 12 luni. Lasă asta, dar cei care nevăzători trebuie să demonstreze în fiecare an că nu se prefac eventual. Da. Da, sau dacă n-ai o mână, un picior, trebuie să vii anual să demonstrezi că nu ți-a crescut la loc. Incredibil. Da, asta este următoarea lege pe care îmi doresc să o schimb, dar să vină miniștri cu care să începem. Deocamdată n-avem guvern în țara. Aia zic, îmi doresc și eu niște miniștri cu care să pot să mă lupt. Doamnele astea două, mamele astea, super mamele, s-ar lupta, dar n-au cu cine, că în momentul ăsta nu există. Vezi, dacă n-am ce să apreciem înainte ce am avut, când am avut dar cum a fost atunci când ați făcut frigul și efectiv ați schimbat sistemul? Măi, atunci a fost sistemul. Foarte tare. V-ați întâlnit? Că... Era un frig în România, de crăpau pietrele. Am avut o filmare cu antena, amândouă, pe tema aceasta, cu noul ordin. Și stăteam noi așa după filmare în parc, amândouă pe bancă, triste și suferinde. Și am spus că ce program ai mâine? Păi, nu am niciun program, de ce vrei să facem ceva? Zic, hai să mergem la minister, să ne vadă ministrul acolo, când dă cu subsemnatul, să uite în ochii noștri. Cristina zice, băi, e bună ideea ta, dar dacă mergem la minister... Fetele la cafea, mai ies în oraș. Da. Păi... Și dacă mergem, facem și niște live-uri. Păi zic, dacă facem și niște live-uri, hai să scriem pe Facebook, că poate mai sunt și alte mame care vor să vină cu noi să dea ochii cu domnul ministru. E o deformare profesională. Uh-huh. Și... Live-ul. Cel ceva, dacă... Deci asta se întâmpla miercuri după masa, am pus pe Facebook miercuri seara. Și joia cât eram în fața ministrului cu alaiul. Și ați reușit să schimbați acel luni. De joi până luni ne-au tot dus, ne-au fost servite toate plăcile și toate minciunile posibile. Păi ne-au avut un cotru că făceam prezența acolo, îi împiedicam să-și exercite funcția, păi, sigur. Drăguța a fost că domnul ministru, fost ministru, când a ieșit prin minister, dar când s-a întors și a văzut că noi suntem tot acolo, a intrat prin spate și a venit doar mașina cu șoferul în fața ministerului, încercând să ne evite să dea ochii cum am noi iar. Da, deși vă leagă atât de multe lucruri pe voi două, mi se pare că sunteți foarte diferite. Adică Adela mi se pare genul mai luptător, aia care te trage după... Hai, Cristina, să mergem. Eu sunt cu mantrele. Tu ești un pic mai potolită. Eu vin cu frecvențele. Tu ești pe frecvențe joase, muzică, îmi pun o muzică, mă calmez. Noi dăm cap în cap și ne completăm. Ea are calmul care mișește mie cu desăvârșire, că eu nu știu ce înseamnă să ai calm sau răbdare sau așa. Și eu sunt incisivitatea și agresivitatea care lipsesc ei cu desăvârșire. Și David, poate îmi spui tu când ai văzut o ultima oară calmă pe mama ta. Am înțeles, e un răspuns foarte bun. Asta e provocarea anului. Probabil când te ține în brațe. Da, pe ăla e izvorul meu de amor. În conjunctura asta socială, să spunem, să te potolești și să respiri. Ca părinte de copil special mă refer, pentru că condiții nu-ți sunt oferite, pentru că aia nu, și trebuie pe cont propriu. Și iată ce face, Adela face foarte bine, pot să iau lecții de la ea. Da, hai ce să o spun fac, acum ce în direct. Ce fac? Faci foarte bine ceea ce faci, nu zici voi detalia ce fac acum. Spun în privat, da. Okay. Dar foarte bine faci, da. Așa se face. Adică, ai spus foarte bine, Adela, la început. E foarte greu pentru un părinte de copil tipic să înțeleagă toate greutățile prin care trece un părinte de copil special. Plus că majoritatea părinților de copii tipici se așteaptă să fiu mereu cu sacul pe mine, cu capul plecat, plânsă, încercănată, nemachiată și foarte greu să înțeleagă, păi cum are un copil bolnav, atât de bolnav acasă și ei mai arde să își pună ruzi sau să se machieze sau să se mai ducă nu știu unde. Mai și pe treci. Ce legătură are una cu altă? Mihai știe. Adică în momentul în care ai un copil special trebuie să renunți la de asta? Da, asta este concepția. Deci ai un copil special și trebuie să cumva să fii într-o de bolnă. Concepții care spun că și dacă ai un copil tipic trebuie să renunți la viață și... Nu, stai să-ți explic. Atât cazul între ghilimele al meu, cât și al ei, este mai mereu prezentat în media ca fiind ceva foarte dramatic. Iubim cuvântul dramatic. Și atunci normal că lumea percepe că dacă îi spui că, vai, ce dramă, prin ce dramă trece Cristina Bălan, normal că se așteaptă să mă vadă plânsă tot timpul, încercănată. Acum nu pot să spun că nu plâng și eu, ca tot omul, dar
O să râdeți, în majoritatea timpului sunt așa cum mă vedeți aici, adică foarte... Și asta și pentru că copiii mei sunt bine, așa cum i-am vizualizat încă din sarcină. Și îmi puneam muzică și atunci. Da, și viața are un curs al ei, așa cum este și pentru familiile cu copii tipici, adică simți că ai copii, nu că ai copii cu nu știu ce sau fără nu știu ce. Da, plus că atâta timp cât la mine filmul e pulsul meu, atâta timp cât el e ok, este absolut normal să fiu și ok, adică nu-l ajut cu nimic dacă eu stau și plâng și fac scenarii că poate să-i se întâmple ceva, atâta timp cât e ok. Când nu e ok, să stea toată lumea liniștită, că și eu sunt la pământ și demoralizată, dar... Psihologa mea mi-a zis o chestie foarte drăguță, atât încât îl ai ok și te bucuri și ai motive să te bucuri, de ce nu o faci? Că dacă se întâmplă ceva, se va întâmpla oricum. De ce să suferi în avans, în loc să te bucuri de momentele astea? Și mi s-a părut o lecție foarte importantă pentru mine, să știu să mă bucur de copilul meu atunci când e bine, în loc să mă gândesc și să proiectez asupra lui niște evenimente negative și să sufăr în avans pentru ceva ce oricum nu aș putea să schimb dacă trebuie să se întâmple. Ce v-ați propus să mai faceți împreună? Că mâine avem lansare. A, mâine, da, lansarea, da, da. Mâine avem lansarea. Să ne întoarcem un pic la povestea asta. Să nu uităm de la cine am luat. Dacă pupușile pentru Mara și Cezara cu super eroul. Davis îl cheamă, da? Nu, fiecare copil poate să-și denumească pupușa și super eroul așa, da, cum simte și cum își dorește. Da, e D de la Davis și de la Drave. A, ok, da. Însă fiecare copil, fiind păpușa lui și super eroul lui, da, păi e făcut după el, când avea părul lung. Însă mâine la ora 17 se lansează și cartea. Se lansează și cartea și avem dublă lansare, și cartea și păpușa. Pot să spun mall-ul. Chiar te rog, chiar insist. În Park Lake, este partenerul meu care mă ajută întotdeauna cu evenimente. Acolo vom avea întâi o piesă de teatru cu supereroi special pentru copii, după care avem lansarea cărții și a păpușii, și copiii care vin costumați în supereroi primesc cadou câte păpușe cu supererou. Indiferent ce supererou? Da, fiecare cu supererou lui preferat. Ok. Nu trebuie să aibă... Am înțeles. Primesc păpușa MOV? Da, primesc păpușa MOV. Iar cartea asta e o carte în este care... povestea lui Alex. Alex este un băiețel de 6 ani, bolnav de epilepsie. Am hotărât să-l cheme Alex ca să fie un nume comun. Și este povestea lui Alex, cum merge Alex la spital, cum merge Alex la școală, cum are Alex convulsii. Adică până și copiii pot înțelege, da, ce înseamnă. De-aia are aceste desene și de-aia e făcută pentru copii în mod special, pentru a ajuta familiile cu copii cu epilepsie să poată explica copilor lor ce se întâmplă cu ei, pentru a ajuta dascălii de la școală, pentru că este un capitol special, Alex merge la școală. Da, Alex are o viață absolut normală, Alex, da, merge la școală, asta vreau să zic. Da, și atunci dascălul, când are un copil cu epilepsie în clasă, citește colegilor lor, colegilor copilului, capitolul cu Alex merge la școală și astfel le explică copilor cine este noul copil venit și de ce este diferit și special. Iar ultima pagină este mesajul directoarei de la școala noastră, pe care l-a trimis tuturor părinților în momentul în care Davis a avut convulsie la școală. Iar mami era foarte departe, adică în celălalt capăt al orașului. Și este un mesaj adevărat și mi-aș dori ca astfel de mesaje să ajungă cumva toți părinții care sunt în pielea mea și care au nevoie să știe că nu sunt singuri, că copiilor sunt pe mâini bune și sunt sprijiniți și ajutați atunci când mami nu poate să fie lângă. Mamă, deci mi se face pielea de găină. Citesc așa în diagonală această scrisoare a directoarei școlii către părinți despre ziua în care tu n-ai putut să ajungi la școală. Da, s-a întâmplat în timpul orei, eu eram la mine la centru, eram Berceni, școala în Mogoșoaia și am avut ceva. Scrie de așa, noi am încercat cât timp a dormit Davis să le povestim despre ce se întâmplă, să-i ținem în brațe și să le explicăm că Davis este un copilaș ca ei toți, că n-are nicio vină, că nu vrea să-i sperie și că are doar nevoie de dragostea și înțelegerea lor în acele momente. Vă rugăm și pe dumneavoastră să continuați ce am început noi astăzi și să ne ajutați să creștem empatia și nu mila în copiii noștri, să știe, să reacționeze și să nu se sperie. Ba chiar să ajute atunci când văd așa ceva. Nu cunosc pe doamna asta, dar ajung la un braț. Adică mi se pare... cred că până la urmă copiii au înțeles mult mai bine și mai ușor despre faptul că trebuie să fie alături de Davis. Mai greu au înțeles părinții. Știi care a fost reacția copilului? A zis, știi, eu vreau să mă fac arhitect, eu vreau să mă fac pictor. Noi acum când ne facem marve să ne facem doctor și să găsim un medicament, ca prietenul nostru să poată să facă bine, să nu mai treacă niciodată prin ce a trecut astăzi la școală. Și cred că de fapt asta este definiția empatiei.
Exact. Avem multe de învățat de la copiii noștri. Și asta zic, copiii au înțeles mult mai repede care e treaba cu Davis și ce pot face ei pentru el. Părinților trebuie să-l dai un mail, să le explici, să iei... Da, doamna directoră a preferat să le dea un mesaj, ca până ajung copiii acasă, părinții să știe deja despre ce s-a întâmplat la școală și să știe să discute cu copiii când ajung acasă, ceea ce nouă ne-a plăcut foarte mult și am preferat să punem mesajul în carte. Cristina, tu te-ai lovit de astfel de... Nu știu, să... exemple de non-empatie, de prejudecăți, de... tratamente de astea. Să știi că noi încă n-am prea apucat pentru că noi am trecut prin faza inițială care se numește izolarea, nevoia de a nu interacționa cu lumea, nevoia de a nu explica lumii de ce copiii mei nu merg la un an, de ce nu stau în fund la 6 luni, chestii de genul. Apoi nevoia de a explica mereu dacă au vreo afecțiune sau așa, pentru că sunt întrebată, adică mă mai întreba lumea. Și o perioadă bună chiar n-am vrut să dau explicații. Și consum multă energie, nu doar cu creșterea lor, și în a explica lumii lucrurile. Da, plus că cred că a repeta mereu despre un copil că este bolnav și a repeta cuvântul boală, poate aduce ceva bun, energetic vorbind. În lumea Eu asta. Cred foarte mult în vibrații, pentru că noi suntem câmpuri energetice, adică este absurd să crezi că suntem doar o carcasă și atât. Nu suntem. Și ținând cont de acest fapt, încerc să nu proiectez asupra copiilor mei boala și să tot insist că ei sunt bolnavi, că... Nu, am vrut să evit chestia asta. Și consider că am făcut bine. Am 2 copii foarte sănătoși. Super tare, super puternică. Da. Noi mai avem lansarea și în Constanța. A, mergem și la Constanța. Da, deci mâine este în București, în mall. În mâine Park se lansează cartea Păpușile cu super și în august, în prima parte a lunii august, la Tania și la Ionuț Budi, pe care îi cunoști și care deschid un local foarte drăguț, un bistro foarte drăguț, îl vom inaugura și vom lansa acolo cartea și Păpușa, așa, ca să ne meargă bine la început. Am înțeles. De drum. Pentru cei de pe... Îl duci la mare? Păi nu mergem la bunii. Inevitabil la vacanță, mergem la bunii, la Constanța. Davis, îmi pare rău că nu ești în vacanță. Eu credeam că și tu termini. Lui nu-i place în vacanță, că e dor de colegii lui și suferă foarte mult. Așa, legătură strânsă? Da, e... da, da. E da. La școală? Da, și suferă foarte mult după ei și e foarte dor mereu în vacanță. Și un weekend e dor, da, pui în vacanță. Vă mulțumesc mult de tot. Noi mulțumim. Pentru că ați trecut în seara asta. Mâine, dacă vreți să vă luați copii, aia nu sunt... O să avem tot felul de ateliere pentru copii, de face painting, de mâine, activități pentru copii. La voi pe... Da, pe Facebook-ul meu este numai despre asta. Adel, când te-ai născut ultima oară? Astăzi. Bun, în afară de astăzi, cu Acum comisia câte cu asta. Minute? Mă enervez zilnic, pentru că zilnic statul îmi dă motive să nu mă enervez. Nu citesc timpul la tine pe Facebook, s-a mai enervat Adel pe ceva. E berbec, înțelegeți-o. E zonii de foc. Știi cum pe mine nervii și nervositatea asta mea mă motivează să fac lucruri frumoase, știi? Dacă sunt nervoasă, mă motivează să fac lucruri, să schimb lucruri, pe când dacă aș fi calmă, aș fi zen, n-aș mai face nimic. Am înțeles. Asta înseamnă că am o nervositate constructivă și urează să fiu cât mai nervoasă. Nervii schimbă lucruri, da, se spune că trebuie să tratezi toate lucrurile cu calm. Dacă Cristina, tu, cu calm... când te-ai enervat ultima oară? Zilnic mă enervez. În ciuda aparențelor, sunt și eu un leu veritabil. Și tot zodie de foc și lupt foarte mult cu chestia asta, să mă calmez zilnic. Să nu-mi place să mă enervez, sincer, pentru că sunt foarte temperamentală, sunt vulcan, efectiv. Da? Da, nu se poate discuta și atunci prefer să țin sub control, că dacă scap de sub control, e un monstru. Da, poți să faci o încercare să-i dai din CD-urile tale cu muzică de... Mie? Relaxare, m-aș Adel, să vezi dacă funcționează. M-aș înerva mai rău, dai seama. Ca... Nu sunt CD-uri, YouTube. Aș avea reacții adverse, sunt convinsă. Da? Deci cu la tine nici cu muzică nu funcționează. Sunt niște călugări care fac niște incantații, spun sincer. Exact ce lipsea. Deci, nu mai trimis la călugări, mai pierd definitiv. Haide să găsim o rețetă pentru... Pentru mine, terapia mea, la ea cum e terapia în muzică, la mine e terapia în scris. Eu de-aia scriu non-stop. Tu așa te descarci. Da, eu așa mă descarc. Dar îți mai faci și dușman, hater pe Facebook. Ceea ce e minunat. Și mai ștergi, le mai răspunzi. Am un cartier întreg de blocuri. Da, e ok, abia am învățat. Mă distrez cu plin când om o văd pe a mea că mai blochează pe cineva și are o plăcere ceva.
Fiecare și-o merită. Da, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi. Ți-am zis, asta înseamnă prietenie, nu trebuie să fii la fel, trebuie să fii... Să te completezi, să formezi tot. Să sărbătorim diversitatea și chiar exact. Subliniem chestia asta și prin copiii noștri și prin noi. Iar Cristina mâine este unul dintre cei doi speakeri invitați la lansare, așa că de-abia aștept să văd cum vorbește cu calm. Cu mult calm. Da. Cu toți dinții. Vă mulțumesc mult de tot, Cristina Bălan, Adel Chirică și supereroul Davis. Mâine apar păpușile cu el. Dacă vreți să ajungeți la eveniment, supermamele vă așteaptă acolo. Noi ne întoarcem imediat după pauză.